Vera Becteși este strâns legată emoțional de această clădire. Și-a petrecut copilăria în cartierul din Tirana, în care trăiau dictatorul Enver Hoxha și membrii de rang înalt ai partidului. Fiica cea mai mare a lui Zadik Becteși aparținea pe atunci nomenclaturii. Tatăl ei era general și membru al Comitetului Central al Partidului Comunist. În prezent, ea face parte din grupul persoanelor persecutate de către vechiul regim. Am suferit doar 16 ani, din 1975 până în 1990. Spun doar 16 ani, fiindcă în timpul dictaturii, care a durat 46 de ani, au fost oameni trimiși în exil sau încarcerați și 30 de ani. Deci, comparativ cu ei, suferința mea a fost scurtă. Însă, dintr-un anumit punct de vedere, a fost mai intensă. Suferința Verei a început în 1974, când tatăl ei a căzut în disgrație, iar ceva mai târziu a fost arestat alături de alți militari sub pretextul unei tentative de puci. Pe atunci, în Albania, se practica pedepsa colectivă, care viza întreaga familie. Divorțurile din motive politice erau obișnuite. Ca atare, și pe Vera a părăsit-o soțul, pentru că era fiica unui dușman al poporului. Ea era asistentă universitară la Catedra de Fizică a Universității din Tirana. A fost trimisă într-un sat în exil, împreună cu fiul de un an al cuplului. Acolo a lucrat din greu în agricultură. Colegele de suferință, își amintește Vera, aveau o vorbă. Dacă primești o palmă zdravă, n-o să te doară toată viața. Fraza aceasta mă urmărește și la 30 de ani de la exil. Casa frunzelor în Tirana. De aici erau spionați dușmanii sistemului. Fostul centru de urmărire a populației este acum muzeu. În apropierea acestuia au locuit Vera și soțul ei timp de 9 ani. Mă întorceam de la serviciu când un vecin de-al meu care lucra în Casa Frunzelor s-a apropiat de mine și mi-a șoptit: nu mai primi pe nimeni în casă și nu mai vorbi acolo. L-am privit nedumerită. Când am intrat în locuință, am văzut urme de var pe podeaua din sufragerie. La prizele din toată casa am pus să microfoane. Pe semne, n-au mai avut timp să curețe podeaua cum trebuie. Pastronte, me qënë se duket a i që mëruan të ekfimin tim nga puna, i kështë të më po afrohet. Vera și-a descris experiența celor 16 ani de exil în romanul autobiografic Vila cu trei porți. Trecutul nu dispare niciodată. Trecutul nici măcar nu există. Trecutul este pur și simplu o dimensiune a prezentului. Astfel, imaginile de ieri fac parte din viața de azi a Verei.